Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei! Vom face astăzi împreună salată de beof și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 1,5 kg de cartofi fierți, 800 de grame de morcovi fierți, 500 de grame de carne de vită fiartă, gogoșari murați, castraveți murați, 2-3 linguri de maioneză și puțină sare. În primul rând, voi tăia cartofii pe care i-am aici. Cartofii sunt fierți în coajă și voi tăia cubulețe. Pentru a fierbe cartofii, îi puneți în apă rece, după cum am spus, cu tot cu coajă, și îi fierbeți până când puteți să îi străpungeți ușor cu un cuțit, apoi îi lăsați să se răcească și îi decojiți. Tai acum în bastonașe și din bastonașe îi tai în cubulețe, cât mai mici posibil, sau depinde de voi. Voi pune acum cartofii într-un bol încăpător. Și continui să tai cartofii până îi voi termina pe toți. Am terminat de tăiat cartofii și voi continua acum cu morcovul. Morcovul care este și el fiert, la fel pus în apă rece și fiert până când poate fi străpuns ușor cu un cuțit. Tai morcovul acum în bastonașe. Tăiați după preferința voastră, mai mici sau mai mari. La salată de obicei trebuie să tăiate cuburi cât mai mici pentru aspect. Acum bastonașele le tăiem în cubulețe. Pe lângă morcov și cartofi mai puteți pune o rădăcină de țelină și câteva sute de grame de mazăre, mazăre fiartă, țelina la fel fiartă, la fel ca pe cartof. Eu nu prea sunt prietenă cu țelina nici cu mazărea, așa că eu le-am omis, dar voi le puteți pune. Tai în felii, apoi fiecare felie în lamele. Voi pune acum și morcovul într-un bol, adică peste cartof. Și voi continua să tai toți morcovii până îi voi termina pe toți. Voi face același lucru și cu carnea. Carnea de vită care este fiartă, pe care o voi tăia în lamele. Carnea înfiertă tot în apă rece, cu foarte puțină sare, până când a devenit moale. Acum o tai în cubulețe. Cubulețe de mărimea cartofilor și de mărimea morcovilor. Puteți pune în loc de carne de vită și piept de pui sau de curcan. Asta dacă nu sunteți mari fani ai cărnii de vită. Pun și carnea peste morcovi și continui să o tai până o voi termina pe toată. Voi trece acum la gogoșarul murat pe care îl voi tăia tot în lamele și apoi în cubulețe. Gogoșarul este cel pe care l-am făcut într-o rețetă video ceva mai devreme, acum vreo o lună, cred. Cam așa arată rezultatul final din acea rețetă video. Foarte bine s-a păstrat gogoșarul, deși eu nu am pivniță. Voi pune acum gogoșarul în bol și continui să mai tai, poate vreo 10-12 bucăți, pentru că la sfârșit voi gusta și voi mai pune dacă va mai fi nevoie. Și voi termina cu castraveciorii murați, pe care voi tăia tot în felii, apoi în lamele și apoi în cubulețe. Și castraveciorii sunt tot ce-i făcuți de mine în video, în rețeta video de castraveți murați în Saramură. Și ei sunt foarte buni și au rămas foarte fermi.
Puteți folosi și castraveți murați în oțet, aceia bulgărești dulce acrișori, sunt buni și ei. Îi voi pune acum și pe ei în bol, peste gogoșar și restul ingredientelor. Și continui să tai aproximativ toți castraveciorii pe care am în bol. Am terminat de tăiat toate ingredientele și le-am pus pe toate în acest bol. Urmează acum să le amestec. După cum v-am spus, puteți adăuga fie mazăre fiartă, fie zelină fiartă, dacă vă plac. Omogenizăm foarte bine. Pentru că este mai ușor să amestecăm acum totul decât să amestecăm când avem maioneza pusă. Maioneza va îngreuna un pic amestecul. Maioneza trebuie să fie neapărat făcută în casă, obligatoriu. Nu vă recomand să folosiți maioneză din comerț pentru că este foarte rea și la gust și este și nocivă pentru sănătate. Pentru a face maioneză, vă recomand această rețetă, făcută de Jamila Cuisine. În acest stadiu gustați salata, iar dacă mai este nevoie, mai puneți puțină sare. Eu am gustat-o deja și voi mai pune foarte puțină sare, dar asta depinde de gogoșarul și de castraveții voștri, cât de sărați sunt. Nu exagerați cu sarea. Amestec și sarea. Și voi adăuga acum maioneza, după cum v-am spus, făcută în casă și ceva mai acrișoară decât o maioneză normală, pentru a se potrivi mai bine la salată. Pun aproximativ 3 linguri din aceste ale mele și amestec, iar dacă va mai fi nevoie, voi mai adăuga apoi. Salata este gata. Eu am mai adăugat puțină maioneză, dar voi puneți după gustul vostru. În acest stadiu, montați salata pe platouri, o decorați după bunul vostru plac și o păstrați în frigider până sunteți gata să o serviți. Pentru a monta salata de bœuf, vă voi arăta varianta mea, adică mă voi folosi de o formă pătrată pe care am pus-o într-o farfurie și în care voi pune din salată. Apăs ușor cu lingura, pentru că ea trebuie să fie compactă. Voi nivela cu ajutorul ustensilei pe care o are. Voi încerca să o scot ușor. Apăs foarte puțin cu lingura și o scot foarte ușor. Pentru a obține o formă perfectă, pătrată, de salată de bœuf, e foarte drăguță și este un mod inedit de a prezenta salata la masă. Dacă vă plac rețetele noastre, vă invităm să vă abonați pe canalul nostru de YouTube sau să ne apreciați pagina de Facebook. Noi vă dorim poftă bună și vă așteptăm la rețeta următoare. La revedere!